Lăudat să fie numele Marelui Creator, Iehova Dumnezeu. Iubiții mei frați și surori, iubiți oameni de bine, mulțumiri să-i fie aduse lui Iehova Dumnezeu, care a avut milă față de om și nu l-a lăsat pentru totdeauna pe calea aceasta să rătăcească înspre moarte, necaz și suferințe. De aceea suntem datoriți față de Jehova Dumnezeu care stă cu mâna întinsă întotdeauna și cheamă pe om de a se împăca cu el. Suntem recunoscători și zilnic rostim cuvintele salmistului din salmul 44 cu versul 8, unde zice Noi în fiecare zi ne lăudăm cu numele lui Jehova Dumnezeu și pururea slăvim numele Său. Pentru că este îndreptățit de a fi lăudat, pentru tot ceea ce vine din mila și din bunătatea sa cea mare, noi îi aducem adevărata recunoștință și mulțumire. Dar pentru ca aceste lucruri să decurgă legate de înțelepciune, de pricepere, omului îi este cerut din partea lui Jehova Dumnezeu, să-l cunoască, să-l respecte și să ducă la îndeplinire ceea ce el cere de la om. Așa zice Apostolul Pavel, în Coloseni 1 cu 10. Unde voi cita? pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrenic de Domnul, ca să fiți plăcuți în orice lucru, aducând roadă în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștință față de Dumnezeu. Da, iubiții mei, în aceste vremuri în care trăim, ne străduim ca să-L cunoaștem pe Jehova Dumnezeu și voința și scopul Său să le împărtășim cu cel mai aproape semen al nostru. Și pentru ca aceste lucruri să le avem, să nu ne îndepărtăm de ele, să cere ca Jehova Dumnezeu să fie cercetat, respectat și ridicat mai presus de orice. Noi, ca servi ai săi, avem dorința pe care Apostolul Pavel o avea și o are, descris în Romani capitolul 10, cu versul 1, unde arată atât dorința sa cât și rugăciunea față de Dumnezeu ca poporul său să fie mântuit, să câștige viața pe care omul a pierdut-o față de Dumnezeu. Ne găsim aproape de călătoria noastră prin această lume înstrăinată, și fără de cunoștință de Dumnezeu. De aceea, ca ne putem păstra curați, nepătați de această lume, suntem sfătuiți de către Jehova Dumnezeu să exercităm autocontrolul nostru înaintea sa și înaintea societății luminului. Pentru ce este necesar de a cerceta acest lucru, voi arăta în scurte cuvinte exemple pe care Jehova Dumnezeu le descrie înaintea noastră, cu mult timp înainte, față de unii care au pierdut anumite avantaje și prilejul de a se bucura de binecuvântările lui Dumnezeu. Voi aduce un exemplu despre călătoria spre numea nouă, în care Moise, servul lui Dumnezeu, care a servit cu credincioșie și devotament an de înaintea Dumnezeu și nu a respectat controlul asupra felul de exprimări de a lăuda pe Jehova, a pierdut prilejul de a intra în țara promisă și nu a lăudat numele lui Jehova în fața națiunii lui Israel. Da, iubiți ascultători, autocontrolul fiecărui serm cere moderație, autodisciplină și sârguință în toate lucrurile. Iată, iubiți ascultători, suntem în fața, în care fiecare vom răspunde înaintea lui Jehova de felul cum ne-am folosit puterea, înțelepciunea și cunoștința față de Dumnezeu. Pe măsură ce renunțăm la obiceiurile lumii vechi și preluăm pe cele ale lumii noi, noi trebuie să adoptăm sau să folosim o rezonanță înțeleaptă în toate lucrurile pe care le facem. Deoarece în fața noastră se găsesc o sumedenie de ispitie pe care vrășmașul încearcă să păteze credința noastră, să ne facă să clătinăm și să ne pierdem controlul înaintea lui Jehova Dumnezeu și de a fi lipsiți de aprobarea sa. De aceea, Sfânta Scriptură este ghidul nostru de drum prin această lume, unde ne învață. Zice, nu fi prea exagerat de drept. Și nu te arăta peste măsură de înțelept. De ce să-ți atragi singur nenorocirea? Nu fi exagerat de rău și nu fi nebun. De ce să mori înainte de vreme? Acesta este autocontrolul. O cunoaștere a faptului când să începi și când să încetezi. a nu deveni adeptul unui singur aspect al desechilibrului, ci echilibrat în toate lucrurile. Este o caracteristică importantă în ținerea pasului cu mersul cu societatea luminoi. Spre a ajunge acolo unde dorești, acolo unde hova, ne-a îndreptat privirile într-o lume nouă, fără griji, fără teamă, lipsiți de orice lucru care ne poate afecta. Cita din, Filipeni 4 cu 5 și Eclesiastul 7 cu 16 și 17. Devine obligatorul pentru fiecare călător spre lumea nouă și, în special, pentru a servi, să dea un bun exemplu în privința ținerii echilibrului. Fiecare serv trebuie să se comporte în așa fel încât să poată recomanda și semenului său asemenea cerințe divine. Și Pavel zice: Fiți imitatorii mei, așa cum sunt și eu imitator al lui Hristos. Ce exemplu ne dă Apostolul Pavel? Vă chem și vă mărturisesc că zi și noapte m-am străduit și mă străduiesc să nu pierd nici pe unul dintre cei pe care am străduit să-i luminez cu cuvântul adevărului. Și arată în continuare, fiindcă, zice, nu mă simt responsabil de viața lor sau de sângele lor care ar putea fi în pericol. Dice, amintește apostolul aceste lucruri că nu este răspunzător de felul lui viețuire în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Da, iubiți ascultătorii. Este interesant căci Pavel a avut în mijlocul fraților săi o conduită înțeleaptă. O cugetare nu în în a se Arăta el pe sine că ar fi fost cineva, ci în toate s-a așezat de poziția și de necesitatea fiecărui care îi ieșea înainte. A folosit un limbaj în, în folosul fiecărui membru al societății luminoi. De aceea, aceste cuvinte el și le exprimă în 1 Corinteni 1 cu 11 și faptele Apostolilor 20 cu 26 la 32. Unii vorbește că, întâi, stăruința lor, stăruința lui a fost ca fiecare dintre cei iluminați de Cuvântul lui Dumnezeu, și aduși în societatea lumii noi să nu fie ofensați și păgubiți cu un fel de gândire sau procedeu nepotrivit pe care omul este de multe ori expus să greșească. Așa cum de multe ori ex exemplu pe care să petrece astăzi în mijlocul poporului Dumnezeu, parcă lipsește de multe ori multe lucruri de dorit pe care ar trebui să domnească în mijlocul poporului. Aș aminti doar câteva cuvinte din revista a fi potrivnicului Dumnezeu. Unde ne este arătat despre scopul lui Dumnezeu pe care se-l desfășoară astăzi, în mijlocul societății lumii noi, unde David vorbește despre ceea ce zidește Dumnezeu pentru noi și arată: Dacă Dumnezeu nu zidește ceva în mijlocul nostru, degeaba să străduiește cineva să zidească căci Jehova nu aprobă ceea ce zidește cineva fără să fie însărcinat de către Jehova Dumnezeu. Servii lumii noi trebuie să copieze exemplu acesta pe care ne-l dă Pavel și să poată fi un exemplu bun pentru noi, pentru toți. Acești nou văzând exemplu și conduinta prezentată în fața lor, vor fi mișcați și ei la rândul lor de a trăi o viață corectă și după sfatul și după dorința lui Jehova Dumnezeu. Ne arată aici în continuare, suntem avertizați din partea lui Jehova, ca atunci când demnitatea și responsabilitatea noastră înaintea lui Jehova, Dumnezeu trebuie întotdeauna să așezăm deasupra cerințelor, deasupra cărnii noastre și a corpului nostru dorința lui Jehova. Atunci, suntem noi îndreptățiți să afirmăm că respectăm porunca lui Jehova Dumnezeu cu privire la iubirea față de Jehova, iubirea față de aprobile. Când punem deasupra dorința lui Jehova, scopul său și nu al nostru, ci al celui ce dorește să fie luminat și să câștige viață în lumea nouă lui Dumnezeu. Da, iubiți ascultătorii, pe lângă toate aceste, noi trebuie să fim îngăduitori, trebuie să fim toleranți, fiindcă îngăduința și răbdarea lui Dumnezeu este pentru cei îndurători. Îndurarea este pentru cei care se îndură. Aceasta îndurare este acordată sau dusă la deplinire în legătură cu integritatea și cu dorințele lui Jehova care sunt de neclintit. Deci, ce vrea să spun aici revista, Dorința lui Dumnezeu, pe lângă toate aceste pe care le cere de la om, este pe lângă că trăim în acest corp imperfect, practicăm încă anumite greșeli. Ca așa zice Apostolul Pavel în Romani, capitolul 4, versetele 4, 5 și 7. Ferice de cel cu fără de legile iertate și cu păcatul acoperit. Ferice de acela ale căror greșeli și păcate nu le ia Dumnezeu în seamă. Noi trebuie să fim recunoscători, miloși, oamenii care nu inventează și pun piedici înaintea, Celor ce doresc să fie luminați. De aceea se pune întrebarea: Omul se întreabă, omul înțelept, merg eu oare în rătăcire în uneltirea răului, dar ce plănuiesc cei care practică răul, pedici, și dezbinări în societatea Luminui. Citat din Proverbe 14, cu 22. Este arătat, dragii mei, că Părintele Îndurărilor este Iehova Dumnezeu. Dumnezeu oricărei mângăieri, El îi exprimă dreptul absolut de a dărui sau de a da îndurare oricărui vrea El să o dăruiască fiindcă așa găsim scris în Cartea Legii lui Dumnezeu. Așa au zis Jehova în fața lui Moise și a poporului său. Mă voi îndura de oricine vreau să mă îndur, să mă îndur și voi avea milă de cel care vreau să am milă. Citat din Romani 9 cu 15. Această calitate de îndurare este cea care definițează sau dovedește pe Dumnezeu cel adevărat față de toți Dumnezeii păgânilor. Îndurarea lui Jehova Dumnezeu îl face sau ne face și pe noi să-l adorăm. Ea ne face să vrem să depindem de El ne îndeamnă să-L iubim, datorită îndurării sale pe care și-o arătat-o față de noi până în prezent. Ne simțim liberi să ne apropiem de El în slăbiciunile și în imperfecțiunile noastre, fiindcă El știe din ce suntem făcuți și cât putem să ducem. Îndurările, su îndurările lui Jehova nu este un semn de slăbiciune sau de moliciune sentimentală, ci este o revărsare a bunătății sale iubitoare față de om. Jehova Dumnezeu este îndurător și grațios, încet la mânie, plin de bunătate iubitoare și de adevăr, care își păstrează promisiunile, și îndurările sale față de om până la al miilea și al zecilea neam. Îndurarea lui Jehova este un aspect pentru cei care caută îndurare de la El. Căci așa zice salmistul în salmul 86 cu versul 5, că tu ești bun, Doamne, gata să iergi și plin de îndurare. Cu toți cei ce te cheamă, oare așa suntem și noi iubiții noi, trebuie să ne cercetăm dacă posedăm și noi aceste calități de îndurare, de milă, de răbdare față de semenii noștri, față de cei care sunt lângă noi. și îndurarea Lui este pentru generații de oameni. Da, iubiții mei, îndurarea așa este de asemenea pentru cei ce se încred în El. Salmul 32 cu versul 10. Pentru cei ce îl iubesc, pentru cei cel ce este cu inimă deschisă de a primi legea sa. Pentru cei care seamănă dreptatea, pentru cei care so sunt conduși de Spiritul iubirii, Osea 10 cu 12, pentru cei ce sunt conduși de Spiritului Dumnezeu, Galateni 6 cu 16, și pentru cei care sunt însuși iertătorii. Marcu 11 cu 25, une. Doresc să citesc aceste cuvinte ale Mântuitorului cu privire la felul de a îndura și de a trăi în mijlocul poporului său. Deci, Marcu 11 cu 25 zice așa. Și când stați în picioare și vă rugați să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Da, iubiți, iată îndemnul pe care Jehova Dumnezeu ne-l descrie. Îndurarea lui Dumnezeu este un stimulent de dreptate, un imbold. Și o străduință sinceră de a trăi deasupra legii păcatului. Nimănui nu este imposibil de a ajunge la această îndurare pe care o acordă Jehova Dumnezeu fiecărui membru al Său. Îndurarea sa ne poate ridica și ne poate ajuta de a răbda și de a stărui în mijlocul probelor, a ispitelor care se ivesc în mijlocul nostru. Dar trebuie să fim sinceri în aceste condiții cu noi înșine. Trebuie să credem că numai prin îndurarea lui Dumnezeu vom câștiga vreodată viața. Pentru a Primi din îndurarea lui Jehova trebuie să fim și noi îndurători unii cu alții. A refuza îndurarea conduce de a ne fi refuzată din partea lui Jehova. Iată, iubiții mei ascultători, nu cumva să refuzăm îndurarea lui Jehova sau îndurarea pe care ne-o acordă de multe ori frații noștri. Salmul 109 cu 1 la 16 descrie aceste lucruri. Și când arătăm îndurare falsă de alții, să o facem cu bucurie și cu roade bune. Romani 12 cu 8, Iacob 3 cu 17. Imitați-l pe părintele îndurărilor. Deci, iată, iubiți ascultători, sfatul pentru fiecare dintre noi este să imităm pe cine? Pe cel mai mare îndurător care a îndurat din partea omului șase mii de ani. Să câștigăm sau să dobândim și noi această mare îndurare. O inimă plină cu bunătate iubitoare și îndurătoare este manifestarea iubirii. Cei îndurători știu că Dumnezeu în îndurare așa își amintește de aceasta, căci El știe din ce suntem făcuți, își aduce aminte că suntem țărână. Oare? să pune întrebarea, oare noi nu trebuie să fim la fel de iertători între noi? Celui îndurător tu îi arăți durarea. 1 Samuel 22 cu 26 Fericiți sunt cei îndurători căci le va fi arătată îndurarea. Matei 5 cu 7 Petru le spune creștinilor, adogați la credința voastră virtutea, cunoștința, la cunoștința voastră stăpânirea de sine, la stăpânirea de sine răbdarea, la răbdarea voastră devotamentul evlavios, la devotamentul vostru evlavios efecțiunea voastră fățească, la afecțiunea voastră frățească iubirea, Citat din 2 Petru, 1 cu 5 la 7. Și să pune întrebarea: Cum putem noi face aceste lucruri? Prin a ne arăta îndurarea față de frații noștri. Nimeni nu este perfect, iubiții mei. Fiecare are câte o slăbiciune imperfectă a slăbiciunii, are capricii sau lipsă de dispoziție. Din cauza acestor diferențe trebuie exercitată îndurarea de fiecare și asupra fiecărui dintre noi. Poate că în ochii noștri noi putem fi drepți, în ochii noștri, buni și fără greșeală, dar pentru alții, în neajunsurile noastre, de multe ori poate că nu să ivesc adevăratele aspecte. Avem greșeli ascunse sau secrete. Avem. Dacă am fost jigniți și nedreptățiți de unul dintre frați, să nu facem greșeli în a-l corecta pe fratele nostru în fața fraților. Și trebuie găsit, găsit mijlocul cel mai prielnic, cel mai înțelept de al zidii și nu de al face să se măcnească. Mai bine să urmezi exemplul scriptual, de a merge în fața fratelui și de a te împăca cu el fără să faci o mulțime de zarvă în jurul tău. Noi vrem ca Iehova să ne ierte greșelile noastre ascunse, nu? Atunci să fim și noi foarte îndurători și iertători. Să trece cu vederea neajunsurile noastre mai întâi și pe, și pe urmă a vedea pe acele ale fraților noștri. Iubiții mei, frați, aflându-ne aproape de a intra, în lumea nouă a lui Jehova Dumnezeu pe care cu toții o așteptăm de o viață îndelungată, trebuie ca de pe acum, înainte de bătălia armagedonului, să câștigăm aceste calități de a fi îndurători, de a fi drepți, de a fi în conformitate cu legea lui Ihova Dumnezeu. Și apropiindu-mă de încheiere, aș dori ca să arăt o cerință a lui Iehova Dumnezeu pentru a pune mâna pe viața în lumea nouă. Cum ar trebui noi să fim? Cum ar trebui să alergăm? Iisus Hristos descrie în mai multe feluri, dar m-aș folosi de una. Aceea pe care o găsim descrisă de cuvintele Mântuitorului în Luca 16, cu versetul 16. Unii zice așa. Legea și prorocii au ținut până la Ioan de atunci încoci, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se provăduiește. Și fiecare care vrea să intre în Împărăția lui Dumnezeu, dă nevale. Ne întrebăm aici fiecare și aș dori ca fiecare dintre acei sprijinitori ai luminoi, a acelor alergători care aleargă pe calea îngustă spre lumea nouă să se întrebe cum este această alergare de a da năvală înaintea lui Jehova. Aș dori ca câteva cuvinte să arăt cum este alergarea noastră a da năvală pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. Servii lui Dumnezeu sunt orbi față de orice, dar pun pe primul loc numele, scopul și împărăția lui Dumnezeu. Toate celelalte lucruri le pun pe planul al doilea și pe celelalte în spatele nostru. Deci, iubiți mei ascultătorii, Dumnezeu privește cu bucurie și cu înțelegere pe cei care trec prin ispită și o supraviețuie și se bucură, nu pe cei care se mâhnesc în fața unora. Căci Mântuitorul așa zice, ferice de cel care rabdă ispita că la urmă va primi cununa vieții sau viață din partea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru răbdare și ascultare pe care am acordat-o unor sfaturi ale lui Jehova Dumnezeu, care cu toții trebuie să ni le însușim acum de a primi o intrare de plină în lumea nouă a lui Jehova.